Să mă duc puțin până la prietenul meu. Hei, Jan. Ce? Urcă-te sus, că o zis șeful că te-au sunat și n-ai răspuns. Că trebuie să mergem după cineva. Hai să mergem. O zis că trebuie să-l aducem pe cineva de, că avea venit în oraș, știi, și... Da. E un prieten de familie de-a lui, de șeful și... Na. Da. Deci, haide să mergem, da. Dar când ți-a spus asta? Acum, câteva minute m-a sunat și... Da. A zis că îl cheamă Victor, știi? Oricum o să-l întrebăm mai mult în persoană. Bună ziua, dumneavoastră, sunteți domnul Victor? Noi am fost trimiși de șeful ca să vă aducem în oraș. Urcați-vă. Și pentru ce ați venit în oraș? Aveți niște treabă prin oraș? Am de dragul. Am auzit că casa voastră este prin zona Vinewood. Înțeles bine? Da. Este casa aceea mare. Mi-a povestit șeful că v-a făcut rost să veniți în oraș pentru că vrea să faceți o firmă. Din câte am înțeles, am înțeles destul de bine. Eu sunt agent special Brian O'Connor, iar el este... John Smith. John. Deci, cu ce vă ocupați în viața reală? Asta e viața reală. Nu e ceva... Nu? Nu aveți nici problemă cu nimeni prin oraș, nu? Nu. Atunci este bine, pentru că... Mă gândeam că dacă aveți nevoie de poliție, poate v-ați prins cu niște comutați, așa de genul. Nu, pare așa. Mi-a părut bine, domnule Victor, că v-am adus, v-a adus o casă foarte frumoasă. Dacă aveți nevoie de ceva, puteți să ne sunați pe noi. Ne mai auzim. La revedere! Mi se pare un om destul de drăguț, adică, da. Dacă nu are ceva, dar nu ce să nu are probleme cu oamenii, adică. Astfel de chiar folosim mașina poliției, nu? Lasă-mă să te duc eu undeva. Mergem acasă și... Dar lasă-mă pe mine să conduc, te rog. Și hai să mergem acasă, ne odihnim că... Și diseară mergem în patrulare, nu? Da. Sper ca Victor să fie binevenit, de fapt el este binevenit la noi în oraș, am auzit că astăzi se fac angajări la poliție, știi? Da. Noi veniți, că cei de la facultate de poliție au venit pe aici, știi? Da. Iar trebuie să le arătăm cum este populare. Exact. Niciodată nu e prea târziu. Pentru? Pentru patrulă, pentru tot ce facem noi, pentru că noi întotdeauna ajutăm oamenii, desigur. Da. Pentru că, sau cum mai zicem noi, că intrăm în patrulă de susținere a orașului. Am
am aflat cineva Instagram la noi, știi? Da. Eu am un băiat de vreo 15, ba nu, vreo 19 ani, știi? Da. A fost dat mai devreme la școală și ajuns la 19 ani să fie în al 4-lea an de facultate. Da. Deci ne vedem pe diseară? Da, ne vedem, desigur. Pa. Pa. A, da, nu patrularea de diseară, patrularea de săptămâna viitoare, scuză-mă. Da. Scuze, am încurcat. Bine. Vezi că las mașina la tine. Da. Ce face bă ăsta? Bă, vezi că în seara asta o să fie niște curse. Serios? Da. Dar unde? Acolo, pe lângă poliție, pe acolo, pe la voi. Ah, ok, ai auzit? Da. Hai să mergem cu mașina noastră să vedem. Hai, bine. Să venim și noi la cursă și atunci o să... Mulțumim pentru informație. Haide. Hai frate, să luăm și pe Victor cu noi ca să creadă că... Victor, hai, vii cu noi? Da. Au pus camere și când plecați voi atunci mai începe. Nu cred că au frate de unde să pună camere. Nu este frate, că stau acolo. Au fost noi polițiști până acum care stau. Că acum au sunat pe mine și au zis că mă duc eu. Să mă duc eu să văd. A pus camere și vor ieși în patru sate cum știți voi. Dacă se nici nu dată să treacă cursat. Da, dar nu se aude nimic, că altfel se auzeau motoare și astea. Înveturează la maxim. Nu e nimeni aici. Na, Victore. O să fie... Ai nevoie... Acum cineva și care nevoie plătește bine dacă facem un transport pentru el. Și nu e ceva ilegal, mi-a zis acum. Și unde e? Zice că trebuie să mergem la benzineria aia veche, la... Știi? Acum, du-te spre drumul ăla, spre SF, de aici, spre San Francisco. Victor, vii și tu? Da. Hai. Să verificați marfa din ea. Da, o verificăm. Hai până acasă mai întâi să ne echipăm cu... dar nu ne luăm și hainele de poliție, ne luăm decât pistolele și astea, ok? Ok.